Glorie Domnului! Glorie Domnului! Frumos! Scumpii mei, privind la capitolul 5 din Apocalipsa, este una dintre imaginile glorioase din sala tronului, în prezența lui Dumnezeu cel atotputernic. Este un moment dramatic de răscruce, care preia din istoria mântuirii, a planului lui Dumnezeu, aspectele majore, esențiale, și le concentrează în versetele acestui capitol. Și vrea să urmărim câteva din lucrurile pe care le găsim aici. Mai întâi, pecețile. Pecețile unei cărți, o carte specială, de ordin providențial, este cartea lui Dumnezeu, e în mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Mâna dreaptă reprezintă întotdeauna locul unde ceva este în siguranță, unde ceva aparține. Este o carte profetică, pentru că în ea este viitorul, dar este o carte pecetluită. Și probabil pecețile acestei cărți atrag atenția mai mult decât orice, devin subiectul unui moment dramatic în capitolul 5 din Apocalipsa. Are 7 peceți. A 7-a pecete este pecetea trâmbițelor. A 7-a trâmbiță este trâmbița potirelor, declanșând mânia lui Dumnezeu, Apocalipsa, capitolul 11, mânia neamurilor, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta. A venit vremea să judeci, să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. De fapt, cartea aceasta, care este în mâna lui Dumnezeu, în care se află viitorul și care este pecetluită. Pecețile acestea, care trebuie desfăcute pentru ca să se desfășoare, să se declanșeze, să se deschidă calea jaloanelor profetice cu privire la vremea sfârșitului, este aspectul principal al capitolului 5 din Apocalipsa. Am văzut pecețile. În al doilea rând, provocarea. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că un înger puternic, sunt tot felul de îngeri, atât în dimensiunea divină, îngerii buni, cât și în dimensiunea demonică. Vă aduc aminte de îngerii păzitori care și-au părăsit locuința, au căzut și-au creat uriași, nefilim din Genesa. Au fost îngeri puternici, capacitatea unui înger de a poseda o persoană. Ființa umană este extrem de puternică și rezistentă. Nu toată ziua bună ziua poate fi posedat un om, dacă împărăția Întunericului ar putea, ar poseda mulți oameni. Nu există suficienți îngeri puternici la dispoziția celui rău, resursele lui sunt limitate. Și atunci uneori recurge pentru a poseda o persoană la legiune de îngeri. Așa s-a recomandat, s-a introdus în răcitul din Gadara. Numele meu este legiune pentru că suntem mulți. Dar există îngeri puternici ai lui Dumnezeu. Găsim unul și în Apocalipsa 10 și în mai multe pasaje. Acest înger puternic striga o provocare, o provocare răsunătoare, cu glas tare, să se audă în cer
pe pământ și sub pământ. În toate aceste zone existențiale s-a auzit strigarea îngerului. Mai mult decât atât, o provocare repetată striga și continua să strige. Dar și o provocare refuzată, nu s-a găsit nimeni, n-a răspuns nimeni acestei provocări. N-a îndrăznit nimeni să se apropie de cartea cu peceți, să le rupă, să deschidă cartea. Am văzut pecețile, provocarea, în al treilea rând, plânsul. Pentru că pecețile trebuiau desfăcute, trebuiau rupte, paginile trebuiau deschise și profețiile trebuiau descoperite. Nu s-a găsit nimeni să se uite în carte, să-i rupă pecețile și să se uite în carte. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Ioan a plâns și n-a plâns puțin, a plâns mult. Pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Apostolul înțelegea importanța, imperativul, ca această carte să fie deschisă, ca aceste peceți să fie rupte. Apoi, observați proclamarea. În vreme ce unul dintre bătrâni îi spune, nu plânge, iată. Și când spune, iată, apare cineva. În sfârșit, cineva răspunde acestei provocări. Vă rog să observați că această proclamare este mai întâi devoțională. Cele patru făpturi și cei 24 de bătrâni se închină în cer. Închinare prin proșternere sau aruncat cu fața la pământ înaintea lui Dumnezeu. Închinare prin rugăciune, purtau potire de aur pline cu tămâie, curate, necurmate, rugăciunile sfinților. Și închinare prin cântare, o cântare nouă, cu voci și cu alăute. Aceasta este o proclamare devoțională. Apoi este o proclamare celestială, miriadele de îngeri, zeci de mii și mii de mii. Număr imens. Se pare foarte interesant modul în care prezintă aici Apostolul Ioan această descoperire. Felul cum rostește numărul acesta pe care nu-l veți găsi într-o carte de matematică, dar care reflectă imensa mulțime a oștilor cerești care proclamă, care se închină. Și este o proclamare universală. Biblia spune că toate făpturile, nu numai îngerii care erau 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii, și ziceau, vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda, dar toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și ca să încheie această mulțime de participanți la închinare, cele patru făpturi vii ziceau amin, așa să fie. Aceasta este proclamarea. Al cincelea rând, vă rog să observați prezentarea. Ce îi se spune lui Ioan? Nu plânge. Nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Un leu învingător. Un leu care biruie.
reprezentând un împărat care are împărăție. Împărăția lui Dumnezeu are două dimensiuni aici pe pământ. Nu vorbim încă de împărăția eternă, veșnică, în paradisul lui Dumnezeu. Aici pe pământ are două dimensiuni. Este împărăția nevăzută, împărăția care nu apare pe harta pământului, este împărăția spirituală, noi suntem teritoriul împărăției lui Dumnezeu și apoi, bineînțeles, la instaurarea domniei de 1000 de ani, împărăția fizică, împărăția văzută. Dragii mei, e foarte adevărat că Dumnezeu a întemeiat împărăția lui Israel. Dar împărăția lui Israel nu a atins niciodată potențialul maxim. Împărăția lui Israel se va suprapune și se va confunda cu împărăția de 1000 de ani, când Domnul va împărăți în mijlocul poporului său împreună cu biserica de la Ierusalim, cetatea sfântă, muntele Sionului va fi cel mai înalt și mai mare munte, toate națiunile vor veni să se închine acolo. Știți de ce? Pentru că atunci când Dumnezeu pune mâna pe împărăție, desfințează harta împărățiilor. Dumnezeu nu acceptă un oarecare teritoriu. Am citit în adolescență la școală despre împărăția lui Dumnezeu, considerată împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Pretenția asta a avut-o Imperiul Romano-German, pe urmă Vaticanul și așa mai departe. Dumneavoastră credeți că Dumnezeu, când vrea să aibă o împărăție pe pământ, acceptă să-i se deseneze o hartă undeva, un teritoriu undeva limitat? Dumnezeu credeți că se mulțumește cu o bucățică din harta lumii? Dumnezeu ia tot. Și va veni vremea când Dumnezeu va fi împăratul pământului. Domnul Iisus Hristos va fi Domnul domnilor și împăratul împăraților. A încercat satana, prin împărățiile lumii acestea, să câștige teritorii. Dumnezeu a oprit fiecare tentativă să nu-și atingă scopul. Visul de împărăție milenară a fost întotdeauna un deziderat. Vă aduceți aminte, inclusiv Hitler a declarat împărăția celui de-al treilea Reich, împărăția de 1000 de ani. A spus că împărăția va dura 1000 de ani. Există oameni care confundă cele două împărății. Împărăția de astăzi este o împărăție spirituală și noi suntem chemați să câștigăm teritorii spirituale, suflete, pentru împărăția lui Dumnezeu. Există o mișcare eretică numită Kingdom Now, împărăția lui Dumnezeu acum. Și ei cred că pot câștiga clădiri, pot să le înconjoare, pot să le ungă, pot să facă tot felul de giumbușlucuri și șarlatanii să declare anumite teritorii care fiind teritoriile lui Dumnezeu. Vă rog frumos să vă uitați la pereții acestei clădiri. Am dedicat această clădire lui Dumnezeu. Am închinat-o lui Dumnezeu. Dar această clădire nu-i aparține lui Dumnezeu datorită bucății de pământ pe care am cumpărat-o noi, nici datorită zidurilor pe care le-am construit. L-am onorat pe Dumnezeu să facem lucrul ăsta. Însă adevărata împărăție a lui Dumnezeu, de aia noi n-am pus nimic la fundație, n-am băgat niciun fel de talisman la fundație și n-am uns clădirea asta cu un de lemn. Că nu e biblic, că n-am găsit nicăieri că trebuie să ungem clădiri în nou legământ ca să le declarăm teritorii ale împărăției. Știți ce înseamnă teritoriul al împărăției? Când biserica Domnului se adună în locul acesta și îl slăvește pe Dumnezeu. Leul învingător este împărat cu împărăție. Leul a biruit și și-a câștigat dreptul să aibă o împărăție. Mai întâi, sfinți care îl slujesc, dar într-o zi, toată harta globului pământesc va aparține lui Hristos. Interesant însă, îl anunță pe leul învingător și apare mielul înjunghiat.
Versetul 5. Nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 pecețe ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Leul învingător, mielul înjunghiat. El este și preot și jertfă. El îndeplinește și actul preoției, dar este și jertfa pentru răscumpărarea păcatelor noastre. Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar în Evrei că orice mare preot, atunci când venea să aducă jertfe, trebuia să aducă jertfe pentru sine. Și apoi să aducă jertfe pentru întreg poporul. Domnul Iisus Hristos a fost și marele preot al lui Dumnezeu, dar a fost și jertfa fără cusur, desăvârșită. De aceea și-a căpătat dreptul de a fi mare preot după rânduiala lui Melchisedec, un preot cu o preoție veșnică. Deosebirea dintre preoția vechi-testamentară și preoția nou-testamentară este că în preoția vechi-testamentară ei urmau unul după altul. Era o dinastie preoțească pe care o predau din generație în generație. Domnul Iisus Hristos nu poate fi niciodată înlocuit. Slavă Domnului că nu poate fi niciodată înlocuit. E preot în veci. Nu numai leul învingător, mielul înjunghiat, ci și Hristosul învrednicit. Auziți ce spune în versetul 7? El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. De ce? Versetul 9. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei carte și să-i rupi pecețile, căci ai fost înjunghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preos pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Referință la faptul că într-adevăr cei cărora li se va tăia capul pentru Domnul Iisus Hristos vor învia și vor împărăți cu Domnul Iisus Hristos, dar nu numai ei. Toți cei mântuiți, împărăția lui Dumnezeu, preoții lui Dumnezeu, vor împărăți pe pământ. Hristosul învrednicit este mântuitor care are mântuiți. Vedeți, cea mai mare nevoie pe care o au oamenii în viața aceasta este nevoia de mântuire. Întreaga lume este pierdută, departe de Dumnezeu. Că oamenii se simt pierduți, dar fără credință, fără adevăr, se dovedește prin disperarea lor. M-am uitat un pic la scenele acestei olimpiade, o parte din maturitatea unui credincios trebuie să fie că pe măsură ce crește în vârstă și crește în credință, începe să se dezlipească de prostiile astea. Nu mai pasionează să stea pe la televizoare cu orele, se uite cum se bat oamenii, cum se întrec oamenii. Nu zic eu nimic împotriva nimănui și nu vă judec, dar sunt lucruri mai constructive pe care le putem face. Însă m-am uitat să înțeleg de ce oamenii ăștia se prostesc în halul ăsta, că în spatele lor stă diavolul cu un plan sinistru de promovarea nelegiuirii și de profanare
a tuturor lucrurilor, să le îmbibe în mizerie. Fie toată lumea murdară, să le murdărească și să le bage cât mai adânc în scursura asta a răutății și a sacrilegiului. V-am vorbit recent despre Belșațar, însă am bătat. Lumea asta e beată. E o lume beată. A luat uneltele sfinte de la templu și le-a profanat. Pare foarte rău să vă spun, trebuie să fac paranteza asta. De multe ori în bisericile noastre umblăm cu imitații. Spune Biblia că atunci când i-au fost luate, nu vreau să intru la mănunte, că să nu, e doar o mică divagație, dar s-au luat scuturile de aur făcute de Solomon. Zice că împăratul a făcut niște scuturi de aramă. Și când se ducea la templu, mergeau și purtau scuturile de aramă încet, să vadă că avem scuturi. Avem lucruri sfinte. Să ne ferească Dumnezeu de imitații și să ne ferească Dumnezeu datorită idolatriei. Știi că idolatria este una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă biserica din zilele de astăzi. Și pe tronul acestei idolatrii de multe ori ne punem pe noi înșine, noi oamenii. Da, ca să mă întorc înapoi, deci Domnul Iisus Hristos a văzut această nevoie de mântuire, de salvare. E un strigă general al lumii, caută ceva. Și pentru că îl resping pe Dumnezeu, Biblia spune în Romani, ar avea șansa să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu întinde brațele către toți oamenii. Și slavă Domnului că mulți îl primesc și sunt mântuiți. Însă sunt oameni care îl resping pe Dumnezeu și când îl resping pe Dumnezeu, tot se închină la ceva. Tot caută salvarea undeva. Atunci se închină făcăturii. Se închină creației. Se închină șobolanilor, vacelor, astrelor, obiectelor. Am gândit odată la sărmani indieni. Nu știu dacă vă aduceți aminte, în urmă cu mai mulți ani l-am avut pe un misionar din India aici și am avut o conferință cu el. Și a fost întrebat câți a reușit să convertească în activitatea lui de câțiva ani în India. Și ne-a spus, probabil, dacă mi-aduc bine aminte, o biserică de vreo 20-30 de oameni și noi ne-am așteptat la mai mult. Și omul când a văzut dezamăgirea de pe fețele noastre, a zâmbit și ne-a spus, fraților, zice, eu aș putea să vă aduc poze cu mii de oameni care se botează. Nu trebuie să le dau decât $5 de persoană. Botez cu miile. Zice, sunt misiuni, trebuie să raporteze isprăvile pe care le fac pe câmpul de misiune și le dă $5 la fiecare, vin oamenii, și chiar să convertesc la Hristos. Problema e alta. Ei au Dumnezei cu miile. Pe pereții lor e colecție de idol, colecție de Dumnezei. Ei n-au nicio problemă să iau o icoană cu Hristos, o pună lângă ceilalți Dumnezei. Să-L adauge pe Hristos acolo. Și că s-au convertit. E o convertire oarecum reală. Mai problema este că pe peretele unde idolilor tăi, mai întâi trebuie să dai jos toți idolii și pe urmă îl pui pe Hristos. Și nici nu-l pui pe perete, că îl pui în inima ta și trebuie să scoți toți idolii de acolo. Și el spune, asta e mai greu. Că intră în pericol. Îi urmăresc rudele și omoară. Cine se pocăiește de adevăratele și renunță la toată idolatria ca să-L primească pe Hristos în mod exclusiv, se pune în pericol. Ei, e mai greu să convertești asta. Ca să aduci câteva sute de oameni să-i botezi, să faci un video cu ei, să te duci, pe urmă să strângi bani pentru misiune, aia e chestie ușoară. Ne-a schimbat puțin perspectiva cu privire la mântuire și cu privire la convertire și cu privire la misiune. Am mers în România zilele trecute și, așa, în mod mai personal și mai privat, se plângeau unii frați, spuneau, domne, zice, niciodată nu s-au făcut atâtea evangelizări ca acum.
foarte multe evanghelizări. Și zice, problema este că nu se pocăiesc cât se pocăiau în anii trecuți. Au început să se pocăiască din ce în ce mai puțin. Predicatori, cântăreți, elitele României, din România, din Europa, din America, cu treier în lung și în lat, România. Și nu se mai pocăiesc, mai au rod ca în anii trecuți. Și le-am spus, băi, ați dat de pământ tare, mă. La început, după Revoluție, am scobit în pământ moale. A ieșit, s-au pocăit oamenii la grămadă. S-a cam consumat pământul moale. Am dat de stâncă, am dat de pământ tare. Până acum a mers așa cu lopata. Acum trebuie să punem mâna pe turnăcop și pe picamăr. Și e greu. E greu. Devine dezolant. Am fost la o evanghelizare undeva în nordul României, într-un parc frumos. Peste 1000 de persoane, dar marea majoritate erau pocăiți. Și mi-a spus păstorul, să știți că oamenii ăștia cheamă, chiar cheamă. Puțin mai răspund să vină. Pe vremuri, o sumedenie de oameni erau necredincioși. Oamenii acum nici nu mai vin. Ești o suprasaturație. Însă, frați și surori, noi trebuie doar să ne facem, nu-i mântuim noi, îi mântuie Hristos. Și Hristos este un mântuitor care întotdeauna va mântui și va avea mântuiți. Dacă nu 1100, dacă nu 101. Și pentru ăla unul se merită să facem toate eforturile. Simpatic, îl știu. Un frate a mers la o evanghelizare într-un sat. Vă spun lucrul ăsta pentru că Dumnezeu lucrează împreună cu noi la mântuirea oamenilor. Și noi trebuie să așteptăm și să grăbim venirea Domnului. Hristos este un mântuitor care mântuiește. Dar noi trebuie să lucrăm împreună cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Fără să începem să ne văităm și să zicem că am dat de greu. S-a dus într-un sat la evanghelizare și când a ajuns acolo, s-a trezit că în biserică erau mai vreo 20. Și s-a dus acolo, a văzut 20 de oameni, l-a chemat pe conducătorul înainte, vină mă încoace. Ce coșteți? Mă, 20 ai adus. Tu ai făcut reclamă? Frate zice, dar ce e aia reclamă? Păi adică să anunți prin sat că să vină oamenii. Frate zice, am anunțat, dar știți cu munca câmpului, cu una. Băi, zice, pentru atâția nici nu mi se merită să scot Biblia din diplomat. Mă, nu știu cine merge cu diplomatul la evanghelizare, la țară, da? E ok și cu diplomatul. Fraților, Hristos a scos Biblia din diplomat pentru o singură femeie la fântână. N-a avut nicio problemă că de acolo, nu știi. Am pe unchiul meu, păstor în București, niciodată n-a fost mare evanghelist, pastor, să se ducă să predice la nu știu câți oameni și să aibă biserici mari. Nimeni n-a investit scripturi în mine cât a investit el. Și de multe ori spun, măi, unchiule, ori de câte ori mă duc la o evanghelizare, mă duc undeva, tu vii cu mine, măi. Tu predici împreună cu mine. Să nu pregetați să investiți în mântuirea oamenilor, fraților. Vin acum sărbătorile. O să avem programe mari de Crăciun. Vreau să vă întreb un lucru. Aveți impresia că Dumnezeu se mulțumește să facem un program frumos pentru noi, noi de noi și numai noi? Ia apucați-vă, vă rog frumos, de pe acum și stați de vorbă cu vecinii voștri, că am un îndemn extraordinar să vă spun. Să fie biserica plină de nepocăiți. Da, duceți-i și pe american, să audă muzică bună de Crăciun. Da, toată ziua în mașină, numai I'm dreaming of a white Christmas și toate prostiile din lume, nimic de Hristos, numai nuci arse pe foc și ce sunt alea, nu mai știu ce sunt. Mă rog, ce e acest naț? Castane, castane, castane.
De muzică de Crăciun, muzică de sezon. Aduceți-l, fraților, noi nu putem să avem un domn care mântuie. Un mântuitor care salvează. Când în Evrei spune Biblia, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Eu nu cred că se referă doar la nepăsarea noastră față de mântuirea pe care am primit-o. E și aia. Dar să te uiți la oameni care pierd în jurul tău și Hristos vrea să-i mântuiască și n-a trimis îngeri și n-a rămas El pe pământ ca să predice Evanghelia, ne-a pus pe noi. Și noi avem un Domn și un Mântuitor care mântuie și noi ne vedem de treburile noastre. Nu te supăra. Dacă stai pe gânduri și te scarpini în cap, dacă te întreb cât ai chemat la biserică în ultimul an, în ultimii 5 ani, în ultimii 10 ani, și nu știi, avem o problemă mare de tot. Dar și ce dacă spune că nu-l interesează? Spune! Am stat în avion acum lângă un om. Măi, fraților, de când am intrat în avion și a pus căștile la urechi, nu l-a deranjat nimeni, nici cu mâncare, nici cu nimic, doar cu căștile și cu televizorul. Dar am vrut să pun mâna pe el. Dar mi-a fost rușine, om în toată firea, mă iau eu de... Mai era și neamț. Vorbea engleză, până la urmă mi-am dat seama, că a venit de două ori să bea o cască, a dat așa, a ascultat și i-a spus înapoi ce vrea. Când l-am prins la sfârșit, să ne dăm jos, atunci și-a dat jos căștile ca să-și pregătească lucrurile. L-am întrebat, mergi în business? Da. Cât stai? Ești, unde locuiești? În Munich? Da. Mi-a vorbit de vreo 10 ori numai cu da și cu nu. Până la urmă, dar cu ce te ocupi? În fine, am schimbat mai multe. L-am încălzit un pic pe neamț. Am băgat un pic de flăcări sub el. Păi, nici de cum, dom'le, ca peștele ăla îndărâdnic, tot să învârte în jurul cârligului și tot nu mușcă din el. Până la urmă i-am spus, eu sunt pastor, nu ca să mă laud, i-am spus. Am zis, poate că doar îl interesează ce e pastor. Mă zic, ăsta nici nu știe ceva. S-a uitat la mine, i-am spus, eu de-aia am călătorit că predic Evanghelia la oameni să se pocăiască. La oameni ca dumneata. S-a uitat la mine... S-a uitat după căști. Mă, așa l-aș fi luat de urechi, de amândouă odată. Oh. Știi ce am zis? Doamne, bagă-i în cap să nu-i mai iasă pe urechi. Curiozitatea, ce face un pastor, ce spune un pastor. Greu cu ăștia. Dar n-avem încotro, trebuie să facem lucrul ăsta. Păi și dacă îmi spune, ia mai lasă-mă, domne, în pace, mă interesează pe mine lucrurile, mă jignește, îmi spune și mă duc la altul să văd dacă acceptă, dar nu. Fraților, așa de terorizați suntem să nu ne facem de râs. Să nu cumva să ne respingă cineva. Du-te cu curaj, că de-aia avem Mântuitor. Să mântuiască și să mântuiască cât mai mulți. Și ne-a încredințat nouă slujba împăcării. Hristosul învrednicit. În al șaselea rând, vă rog să observați proslăvirea. Îi sunt proslăvite virtuțile. Putere, bogăție, înțelepciune, tărie, cinste, slavă, laudă. Îi este proslăvită victoria. Înjunghierea, învierea și încununarea sunt toate menționate aici. Îi este proslăvită veșnicia, e viu în vecii vecilor, face parte din proslăvirea lui. Și noi la fel, trebuie să-i proslăvim virtuțile, numai să-i le lăudăm pe ale lui, să le imităm în viața noastră, să ni le însușim, să devenim asemenea lui. Și în fine, în al șaptelea rând, perspectiva acestui pasaj, pentru că în cele din urmă, acest leu care este miel, care este Hristosul Mântuitor, se duce curajos, demn. Ia cartea din mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Cine ar fi avut acest curaj? Dar e în posesiunea lui, cartea a devenit a lui.
Și spune Biblia că în virtutea prerogativei pe care o are, că a biruit și că are dreptul și că e învrednicit, a rupt pecețile și a deschis cartea. Și cuvântul cheie devine o promisiune pentru noi. I se spune lui Ioan, nu plânge. Dragii mei, încă suntem în sezonul lacrimilor. Am primit mai devreme un mesaj sfâșietor de la sora Veliciu. A venit, n-am citit exact, n-am apucat să citesc, dar bănuiesc că da. Mulțumește bisericii și pentru suport. Și aș vrea pe calea aceasta să vă spun, frați și surori, ați ajutat familii greu încercate din biserica noastră. Nu puțin și nu de puține ori. Hristos, Duhul Sfânt, se manifestă prin voi, devine mâna lui Dumnezeu. Duhul Sfânt vă dă îndemnuri minunate. Avem frați care vin și spun, frate, am auzit de familia cu tare, că e în încercare, în probleme. De-aia, lăsați-i pe cei din jurul noastră să știe atunci când sunteți necăjiți. Că au inimi sensibile, pline de dragoste și de compasiune pentru dumneavoastră. Să facem ceva pentru familia asta, pentru familia cealaltă. Însă, mai mult decât atât, mulțumește pentru rugăciuni, că de câteva ori, în situații foarte grele, în dureri foarte mari, când biserica s-a rugat și sora Doina s-a rugat, Dumnezeu s-a atins și a ameliorat starea și s-a simțit bine. Și aș vrea să mulțumesc, să ceară bisericii să continuăm să ne rugăm și nu numai pentru sora Doina, pentru toți ceilalți care sunt încercați. Rugăciunile noastre contează. Suntem în sezonul lacrimilor. Încă vărsăm lacrimi. Aici la biserică venim într-o zonă de catifea, încercăm să pozăm frumos, însă numai Dumnezeu știe ce este în inima fiecăruia. Ascultați, datorită acestui Hristos, datorită acestui miel înjunghiat, datorită acestui biruitor, Biblia spune că ni se vor șterge lacrimile. Ioan probabil a experimentat ultimul plâns din viața lui. Pentru că era în insula Patmos, acolo i-a dat Dumnezeu ultima profeție și urma să plece la Domnul. Să se întâlnească cu Domnul care i-a șters cu adevărat lacrimile. Datorită acestui Iisus Hristos, datorită acestei mântuiri, datorită acestei promisiuni, noi care plângem astăzi, Dumnezeu ne promite că ne va șterge lacrimile și ne va duce la izvoarele apelor vieții. Haideți să ne ridicăm în picioare și să-L proslăvim. Am făcut atâtea rugăciuni, întotdeauna ne concentrăm și rugăciunile cele mai pline de har și rugăciunile cele mai frumoase sunt rugăciunile pentru cauze, pentru ceea ce cerem. Păi bineînțeles că ne doare și ne ustură. Și omul când are durere și usturime, omul strigă, omul se plânge, omul se vaită, omul cere ajutor. Nu e rău, dar fraților, măcar din când în când, n-ar trebui ca rugăciunile noastre de mulțumire și de laudă măcar să egaleze rugăciunile de cereri și de cauze. Seara aceasta avem ocazia să ne înălțăm glasurile și pe acest Hristos să-L proslăvim, să-L înălțăm. Că asta se întâmplă în cer și asta se va întâmpla o eternitate în cer când vom ajunge acolo. Haideți să ne înălțăm glasurile și să-L lăudăm pe Domnul.